m-am regăsit astăzi, vreau să gătesc, după cum se vede pe masă, ca multe lucruri, dar am să fac niște cookies cu ovăz. Cu margarină jumate-jumate unt, jumate margarină jumate unt, poți face numai cu margarină, că te la fel de buni, și ișul vegetală. Două ouă, un praf de cupt, o linguriță de bicarbonat, o cană de zahăr jumate brun, jumate alb și două cănci și o jumătate de făină. Scorțășoară, cuișoară, nucșoară. Le bași toate și o linguriță de turmenic. Scalbine, frumoase, diferite, grozav. Le-am mâncat acum când am fost. Hai să vă povestesc, să citesc prima dată și... Deci ferice de oricine să teme de Domnul și umblă pe căile lui. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tare, ești fericit și îți merge bine. Când? Când te tem de Domnul și umbli pe căile lui. Simplu. Când te tem de Domnul, îl iubești pe Domnul și umbli pe căile lui. Ești fericit și îți merge bine în viață. Am să vă... Azi dimineața ascultăm o cântare extraordinar de frumoasă, dragă sufletului meu, în engleză, bineînțeles. Și cântarea spune așa: am să trăiesc așa cum Domnul meu vrea să trăiesc. Am să dăruiesc până la sacrificiu. Am să iubesc așa cum Domnul m-a iubit. Și niciodată în viața mea să fiu în iubire, să am o viață fără iubire de Dumnezeu și de dragostea Lui. El m-a iubit întâi pe cruce, dându-și viața pentru mine. Au fost timpuri când, dăruind și iubind, m-am adus numai durere și am zis, niciodată nu o să se mai întâmple. Dar am aflat că iubind și dăruind, am aflat pe Hristos. Dar iubind și dăruind, am aflat iubirea lui Hristos. Așa ne-a iubit El întâi pe cruce. Și acum vreau să vă povestesc ceva. Am fost plecată în vacanță. Acolo m-am și răcit din nou. Da. E ok. Asta este viața. O să fric serile și... N-am fost îmbrăcată adecvat de frigul de acolo. Și vreau să spun ceva. Am întâlnit acolo doi oameni. Din cât am întâlnit foarte mulți acolo, să nu credeți că erau foarte mulți și români. Dar am întâlnit doi. N-am vrut să mă duc în vacanța asta. Familia mea, hai Marcela cu noi, hai ca să te simți bine. Mă, eu nu prea sunt așa cu vacanțele, că eu consider că toată viața mea sunt într-o vacanță. Filmând aici cu cameramenul, făcând, mergând la alte femei, cu alte lucruri care mă ocup, eu mi se pare că Dumnezeu mă ține într-o vacanță permanentă. Și m-am dus, asta este, zice, hai, vine, vine, că ai nevoie de vacanță. Am ieșit răcită, e ok. Și acolo am întâlnit mulți oameni. Dar numai doi dintre toți au fost care am întâlnit unul, o femeie musulmană care căuta pe Dumnezeu. Îl găsise pe Dumnezeu, zicea ea, dar este mai mult decât atâta și sunt nefericită. Și eu m-am dus acolo cu ceva treabă și ea, când m-a văzut, a zis... Vă spun sincer, zic ceva în ochii tăi, parcă m-a spus că eu pot să vorbesc cu tine despre Dumnezeu. Și eu i-am spus, doar prin Iisus Hristos, la cruce. Pe crucea Domnului Iisus Hristos poți să afli mântuirea. M-a strâns mâna, m-a pupat și a zis, sunt fericită. Am mai întâlnit-o două zile după aia și a zis, I'm happy. Era o musulmancă. Îl căuta pe Dumnezeu, a zis, îl caut pe Dumnezeu de ani de zile. Trecuse la musulman din credința ei, nu știu de unde, din ce țară, și acum ajunsese femeia că nu era complet fericită în sufletul ei și era foarte nefericită și nu știa de ce. Și mă duc sus, încerc să stau pe munte de vorbă cu Dumnezeu și totuși nu sunt fericită. Și am spus, pentru că
intrarea noastră la Dumnezeu se face pe la cruce, prin Domnul Iisus. Și am vorbit chiar despre crucea Domnului Iisus și spune ea, acum două zile cineva îmi spusese același lucru și n-am dat importanță. Dar veni tu, zice, din România, de departe, să-mi spui că Domnul Iisus mă iubește. Am ieșit de acolo și m-am dus la un grup care era acolo și am zis, ce frumos este Iisus și cum ne folosește pentru împărățelul și tăți așa tăți, știi, nu înțelegeau. Și a venit unul odată care l-am întâlnit, vorbim cu el dimineața la masă, eu, cine, la cine te primește vorbești, la cine te primește îți vezi de treaba ta și pleci mai departe. Și am zis, am vorbit cu el, om era foarte avut așa și cu bani și i-am început să-i spun că dacă nu dăruiești, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, toată averea ta, tot ce ai, este nimica și Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze copiii, dar nu poate pentru că tu trăiești numai pentru tine. Și la sfârșit l-am întrebat, i-am zis, poate că te plictisești și a zis, nu. Continuă să vorbești despre Domnul Iisus și despre Dumnezeu. Și am povestit așa în mare cât am putut eu în timpul ăsta foarte scurt. Și a zis, da, am auzit și de biserica de la noi, de acolo, din partea mea, unde Dumnezeu a făcut minuni, a vindecat fica pastorului de acolo care avea cancer, o niște frați din Arad s-au rugat pentru ea. Domnul face minuni, a zis și astăzi. Și cum este? I-a zis, cum este? Este să dăruiești și să primești dragostea lui Dumnezeu peste tine și familia ta și binecuvântările. Aici ești binecuvântat atât, cât poate omul să binecuvinteze tu pe copiii tăi. Dar dincolo de ce vedem noi, este Dumnezeu care ne binecuvântă cu sănătate, care nu poți cumpăra cu nimic. Și de aici am început un subiect. Doi oameni din câți erau și erau mulți, foarte mulți. Atunci am zis că Domnul alege pe acela care îl caută și umblă să-l găsească. El se lasă găsit doar dacă îl cauți. Și să știi că Dumnezeu te folosește și pe tine unde ești, pe fiecare. Nu există lucru mic sau mare pentru Domnul care îl face. Toate lucrurile care le facem, așa să le facem ca și pentru Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, dragostea Lui, îți va da binecuvântări și îți va binecuvânta familia ta și casa ta. Nu înainte de a... Acum am venit în cap când vorbeam de dărnicia lui Marin față de noi, care a fost... Stau să mă gândesc dacă omul ăsta cât dă așa și Dumnezeu îi dă înapoi. Și bacon, uite aici, care l-am pus, că-l pun la paste. Azi vom face două paste cu chizu și o ciorbă de cartofi. Îmi place. Am niște mărar și o să ziară ce l-auz iarăși. Ia, din curte, de la mine, stă aici. Știi cât v-am spus cât e grădina mea, cât masa asta. Uite câtă salată am cules acum dimineața de acolo. Ia, leușteanu, de acolo, tarhonul, de acolo, ceapa verde, de acolo. Bă, dacă ai un pământ atâta, folosește-l! Că astăzi e nevoie, nu vezi că nu ploaie. Rugați-vă pentru ploaie, rugați-vă pentru ploaie dacă vreți să mâncați. Și dacă vreți să fim binecuvântați. Domnul știe de noi. Nu zici, dar nu știe Domnul. Bă, da, Domnul știe. Numai că Domnul ne vrea niște oameni rugători, mulțumitori și atunci buni. Și atunci Domnul vine și ne rezolvă problemele când venim cu ele la El. Frumos Dumnezeu avem. Să știi că am văzut oamenii ăștia așa de interesați. Unul dintr-o țară, unul din alta, unul bogat, unul sărac. Dar amândoi își doreau să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Pe Dumnezeu parcă îl cunoșteau, nu înțelegeau intrarea prin Domnul Iisus Hristos. Ce minunat, ce glorios este Domnul meu Iisus Hristos. Și asta... Îmi place cântarea pentru că spune, cântarea asta spune așa și când am văzut, am dat seama că zice, am să trăiesc așa cum Domnul meu vrea să trăiesc și am să dăruiesc până la sacrificiu. Pentru că asta e umblarea cu Domnul, să trăiești pentru El. Acum, bineînțeles că ne vom pune să gătim. La foc automat, zic eu. Aici am niște paste. Oricum le voi fierbe.
Da? Așa fac niște paste, ia. Deci, scuzați. Așa e bucătărie. N-ai ce să faci. Pui sare, pui pastele. Deci cum fier pastele? E cum scrie pe pungă. Nu? Ce zici? Că dar nu facem noi, numai noi paste. Aici în spate am niște apă fierbinte. Și aici am să vă arăt imediat, le duc acolo. Astea sunt niște paste chinezești care le fac cu tofu, da? Acum să vă spun ceva, cât am fost acolo, ăia mănâncă fără sărat, tot fiert, ferească Dumnezeu. Na, asta este de aia, poate că și-s mai slab partea de oameni. Și îmi place pastele de orez, așa, paste de orez, le vedeți? Uite aici. Dar e bine să nu le fier foarte tare, știi, să le lași așa în apă, un picuț și să stea așa. Îmi place mai mult că rămân un picuț mai crocante, mai tare. Altfel, dacă le fierb mult, am observat eu în apă, ca și pastele astea, așa să fierb 6-7 minute. Știi ce se întâmplă cu ele? Se moaie prea tare. Nu mai e gustul ăla ta de faină la care îi. Acum, hai să ne punem noi să facem, pentru că sunt aici și vi le-am spus toate, fac niște cookies din ăștia grozavi. De ce? Pentru că vă spun ceva. Eu fac cookies, dar să știi că și acolo am mâncat cookies ăștia și exact asta era, că era băgată în ei cu o scorțișoară cu ișoare, ioba cu ișoare, că în așa scorțișoara nu prea aia măcinată, nu prea are așa gustul bun, cum să zic. Și atunci îmi trebuie să pun aici, pun și un praf de copt, puțin... O linguriță de bicarbonat. Vezi tu, când nu merge aia, întorci coada la lingură și tot lingurița aia ai luat-o. Te-ai descurcat, nu fugi acum până nu știu unde. Și o dizolv un picuț, știi? Să fie dizolvată cu lămâie. Pentru că bicarbonatul ăsta v-am spus că miroase cam tare dacă e pe acolo. Așa că alea le lăsăm acolo, da? Nu știu dacă merge stulă, și dacă nu mai pun un pic de oțet la ea. Ok. Și acum, așa de simplu le facem. Aici am 200 de grame, cam 200 de grame, jumate unt, jumate margarină, da? Acum o să zic, să nu spuneți astea care sunteți împotriva margarinei ceva, că nu. Pentru că fiecare face cu ce are și dacă ai copii mulți, vreau să vă spun ceva, să nu aveți impresia că își permite tatăl meu să meargă să dai 12 lei pe un ăsta sau să nu le facă la copii. Haideți, băi, să fim și oameni calculați și destoinici, așa, nu poți. Dacă ai copii mulți și cu scumpeturile astea care sunt, nu-și permite omul să meargă să deie pe unt, să facă nu știu ce. Hei, să fim așa, cum îi place Domnului să fim, fără să criticăm. Așa e 200 de grame de zahăr, 100 de grame e alb, na bine, hai le punem pe aici. 100 de grame alb, 100 de grame e brun. Brunul contează extraordinar de mult la astea, la... Și lăsăm să se bată un picuț. În 2 minute e gata. Dacă le faci și cu mâna ta la fel de repede să fac, să nu vă faceți probleme. Nu-ți trebuie, deci dacă n-ai robot, dar nu înseamnă că nu faci. Asta e. Bun. Așa? Ok. Și punem 2 ouă, da? Unul. Întotdeauna ouăle e bine să le batem aici, să le spargem, că spun și eu, la ouă de casă. Și ouăle astea de casă să merge, domnul, câteodată mai ies și veci pentru ele. Un strop, da, de la piață le iei, dar e doamnă de la mine. Ok, uite aici, vin cu așa. Îi dai drumul. Pastele să fac. Trebuie să tragem de pe margine de când faci cu robotul ca să intre tot. Știi? Și acum pentru că tot dau zahărul de pe margine și tot jos. Ok. E ceapă, nu-mi permit. Atunci vei și cu bicarbonatul. Ok. Așa. Ca să nu rămână cocoloașele astea pe acolo, că atunci nu-i bine. Pentru că dacă pui un strop de apă, i-am avut lămâie, știi? Și atunci lămâia, uite, ia cum fierbe.
Să nu-ți faci probleme. Ia, uite. Deci de unde ești? Dar pe acum aflai și eu. No, ok. Bun. Ok. Fain. Să fiu sigură că... Așa. Bun. Ok. Vin cu o linguriță de curcuma. Ok. No. Așa. Și aici am fulgi de ovăz. O cană. Ok. Scorțișoară cu ișoară nucșoară. Ok? Bun. Imediat să facem, câteva minute. Până să dizolvă zahărul. Că zahărul se dizolvă de la ouăle care au fost, imediat, uite, îți dai seama. Și acum vii cu... aici am jumate făină neagră, și jumate făină albă, da? Uite aici. O cană pui. Bun. E bine dacă ai timp, dar noi n-avem. E bine să-i faci de azi până mâine și să-i pui în, și să-i pui în frigider, știi? 250 de grame de făină trebuie, da? V-am spus. Da? O să zici, dar tu cât ai acolo? Nu vă las după mine. Voi puneți 250 de grame, cum v-am spus. Și e cel mai bine dacă le faceți să le lăsați în frigider cel puțin 2 ore sau de azi până mâine și atunci le se întăresc și lucrez mai bine cu ele. Eu acum și o să le las un pic să stea, dar nu mult. Gata-s. Azi, da? Ce fain. Uite. Gata. Le lăsăm un picuț să stea acolo, da? Un pic, nu mult. Până când le pun imediat, până când îmi fac eu ciorba de cartofi. Că ciorba mea de cartofi e foarte simplă. Pun ulei la ea, da? Hopa, excuse me. Vin cu ceapă verde. Așa. O călesc un picuț, un picuț de paprika pun la ea. Uite aici un picuț de paprika. Iar mergem noi la mâncările noastre românești, bunuță, faină. Uite aici, da, de data asta, să vezi cum fac asta. Minunată, minunată va ieși. Place paprika foarte mult. Gustul de la paprika. Așa am fost, cred, probabil crescută. Obișnuită. Ok. Bun, stai. Să vedem, o punem aici. Tântina cu asta. Las un picuț alea, știi, să stea. Și cu ce vii, crezi? Haide. Așa? Hai să vezi cu ce facem. Crezi, mă puceai tu? Ba da, o puceam tu înge mai devreme. Dar uite că nu m-am dat seama. Tă, ia, puceai să o tai mai devreme, da? Nu puceai, nu puceai că... Ia, m-am luat așa cu vorba. Să vezi ce faină facem ciorba asta, wow. Ia, deja e grozăvie. Am și mărarul. De unde zici? Iară ce la auzi? Iarăși din curce. Din de acolo din curce, de la mine. Am niște pumi și pe lângă niște pumi, acolo am pus mărarul. Nimic, 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 nu să... O călești un picuț varza asta, că facem ciorbă de cartofi cu ea,
cum ciorbă de cartofi. Grozavă. Când așa, astea două combinații, cum zicezi, foarte bune. N-ar trebui să folosim, dar droba cucului, n-ai ce să fac. Doamne Iisusă, chiar că s-o și termina cucul. N-o ce zici? Cucul s-o termina, dar el este așa jos. O zdroabă. Nu vă arat, că nu-i voie, dar te punem un stop. Ia. Deci, vai. Ei, cu asta am trăit, fraților, hai. Mă, ăia trăiesc cu ale lor, noi trăim cu ale noastre. Călim, asta, cum îi zice, varza asta, bine, că dacă nu se călește, nu-i bună. Și acum facem sosurile așa, ia. Așa le-a avut în congelator și nu puteam să nu fac astăzi niște paste cu niște sos de roșii și bacon deasupra. Și trece vărzăturile așa cu o salatuță faină. Doamne Iisusă, bunătăți și iară bunătăți. Mi-a dat Domnul niște usturoi, acela și usturoi verge, le călim în 2 minute și șt, gata. Ia ca și ia cât avem asta. Ia, vedeți-l? Hai să vă-l arată aluatul. Poți să nu pui curcuma în el? Hei, sigur că se poate. Dar eu așa am vrut să le fac, așa le-am mâncat acolo. Nu știu cât de tare va mirosi ăsta, știi? Uite aici, opa. Hai să le facem să se vadă. Cred că ar trebui să le facem mai mari, înțelegi că așa erau și a lor, mai mari. Nu stai toată ziua să faci pe ele, Doamne ferește. Ok, așa, până să fac alea. Uite așa, foarte faină. Uite, astea-s de dietă, da, ca au, o să spune în rețeta, hai că vă mai spun o dată până stau așa. 200 de grame de unt sau margarină, sau eu am făcut jumate. Jumate, 100 margarină, 100 unt, un strop de sare, 2 ouă, așa am cameramenului, thank you, 2 ouă întregi, o linguriță bicarbonat, un praf de copt, ce mai pus? Scorțișoare, cuișoare, nucșoară, o linguriță curcuma, 250 grame făină și 250 de grame fulgi de ovăz. Le-am cântărit, să știți, să văd. 250. Pentru că fulgi de ovăz sunt mai faină, dar trebuie să, dacă lași de azi până mâine, îți cred că sunt mai buni. O să vedem acum. Dar ele sunt bune oricum, știți cum e. Uite aici ce faină, ia. Super. Și 100 de grame de zahăr brun și 100 grame zahăr alb. Știi? Tos, normal, zahăr normal. Zahăr brun cu zahăr normal, 200 de grame. Uite aici, așa. Le băgăm la cuptor, iar în 18 minute ar trebui să fie gata. Cuptorul cald. Și gata. Până când noi facem astea la 200, uite aici, varza noastră e gata, punem cartofii și ciorba de cartofi gata. Ce zici? Mărarul deasupra pe ea. Ce bunătate, mami! Ce bunătățul! Putem să facem din tot ce avem în casă. Nimic nu se aruncă, fraților. Absolut nimic. Asta o facem așa faină. Mai punem un pic de apă. Dacă vrei să pui bulion la ea, ești welcome. Dacă vrei să pui smântână, fă-o cu smântână, cu iaurt, cu gita aici o facem imediat. Să zicem gata. Astea sunt pastele chinezești. Asta o dăm în spate aici, că ar nu are altceva de lucru. Că noi suntem, punem așa și facem astea, sosurile, tot ce avem de făcut. Ok. Asta e tofu. Hai să punem așa să se vadă. Deci cârpele tale. Spălătorile, nu scârpe. Ok, uite așa. Vii cu tofu. Ok.
Tofu. Ok. Aici avem ghimbir. Uite aici. Așa, ghimbir. Tofu. Uite așa. Usturoi. Hai că am așa parcă un usturoi verde. Ok. Așa. Ok, uite aici, vii așa cu tofu, da? Usturoi verde, ghimbirul, l-ai pus acolo, așa. Ui, să nu uite floricelele mele de pe terasă, de ginge, iar din grădină ce laud. Mă laud că așa să vă spun eu, să flori de ceapă sălbatică de la mine din ghiveci. Ia. Nu prea a fost udată, că am fost plecată. Și nu prea am florit aldeicele. E ok. Uite ce faină, ia. Lăsați ăsta până când se rumenește, știi? Când s-a rumenit, bași pastele, soi sosul cu un picuț de amidon de porumb și ai terminat o fel de paste. Venim cu pasta 2, cu pasta 3 și o să pun și un morcov la ele și am să spun de ce. Îi dă și culoare și frumusețe și tot, știi? Le zic. Și morcov, oricum, morcov ăștia sunt foarte cruzi și se fac în 2 minute. Deja ăsta e gata. Uite aici. Ia. Ok, atâta faci cât pui ăsta aici și vii cu soi sosul, da? Uite așa. Super, e faină. Super, îmi place tare mult mâncarea asta a lor. Și am și un pic de fish sauce. Întotdeauna când... Exact, îmi trebuie. Ah! Întotdeauna la... Când faci un picuț chinezească, fish sauce, oyster sauce, e foarte bun să pui la ele. De un gust aparte, știi. Uite, ești ce faină. Superb. Și piper, neapărat, trebuie la ea. Din prețenii noștri din Germania, cuș. Da. Mă, dar tu mai mergi sau nu? Cred că da. Ok, am mers. Asta e bine. Și acum... Aici sunt pastele. Ok. Pastele de orez. Vedeți, dacă le puneți, dacă le fie, eu le mai și fiert. Dar vă spun sincer, când le-am fiert, așa nu mi-a plăcut. Aici sunt extraordinare de faine. Și pun restul de soi sos pe ele. Gata. O să zici, n-are prea mult. Acum are prea multe sosuri. O să zici, e destul? Păi da, au fost 350 de grame. Jumate de pachet au fost aici de ăsta. Acum, poți să pui cât vrei de mult, nu? Poți să pui jumate de kilogram de tofu. Cum îți place? Deci nu discutăm noi cu ce și cum. O să zici, o să fie mai mult. Mai mâncăm mai vegetarian acum, și noi ce să facem? Nu poți mânca numai carne. Uite că am fost acolo plecată, n-am mâncat carne, atât a fost fiartă acolo ei. Și strop de sare nu a fost. Nu, asta e. A început lumea să creadă, să știe că sarea nu-i bună. Și vii cu asta, cu Susana, că Susana e grozav. Da, tare mult am văzut acolo că nu se mâncă. Să știi. Nu ca la noi. Da, e și mâncă și... Nu, atâta vegetire n-am văzut acolo, vegetale și lumea fără sare. Nimeni nu am văzut pe nimeni purnând sare. Și nu erau sărate deloc? Ce vorbești? Știi că sarea reține apă, îți face rău la inimă și gata. Oamenii învață. Ai văzut?
Bun, haide. Ok. Eu așa zic că trebuie să ne, știi, cum zic eu, să ne reorganizăm. Eu zic să ne reeducăm. Asta e viața. Cât noi trebuie să fim sănătoși. Tătă-s oamenii la medic. N-ați văzut treaba cum e? Că nici medicamente nu-ți mai dă nimeni dacă n-ai rețete. Du-ți vremurile alea că ha, mă duc la asta și ha, și ce pui la asta? Ceapa verde. Trebuie neapăratele, că are nevoie. Are nevoie. Cam așa arată un tofu, o să zici, vegetarian. Mâncăm și vegetariene. Asta e. Nu e așa? Toată lumea vrem să trăim sănătos, nu? Și pui, uite, florile astea mov deasupra pe ele. Hai să vorbim sincer, ce vrei mai mult de atâta? Uite cum arată. Ia. O superbitate. Uite. O mâncare gata. Acum aici puni. Dacă în sfârșit a început să fiarbă și ăsta. Ce zici? De-aia am lăsat aici. Dar aici am. Așa. Pun usturoiul. O lăsăm să meargă. O linguriță de paprică. De ce îmi place foarte mult să folosesc paprika chiar și la sosul de asta. Un picuț. Uite ce fain e, imediat. Așa. Așa de faină face sosul. Dacă aveți roșii, eu am avut roșiile astea. Așa făcute de asta toamna. De unde? De la noi. Și o las să fiarbă. Bine, bine de tot. Știi ce faci cu ele? Pui parmezan, pui baconul ăla prăjit, te-ai pus deasupra și ai mâncat o mâncare extraordinară. Nu trebuie numai... E faină baconul ăsta să-l faci așa, ca să fie faină și... Bineînțeles, uite aici avem... Să-și iară ce l-a auzit. Da, de la mine, din grădină. Poți să pui și pătrunjel, bleuștean la ciorbă. Ce-ți place? Uite aici, mărar am zis aici. Tot, tot. Îmi place de una care scrie, poți să le dai la parce, îmi place de una care îmi scrie și îmi zice, da, Marcela, îmi place când vă lăudați. De unde? La mine, din grădină. În curce. Să le mai dau și la veșinii mei. Da. Uite aici, ce fain e. Cred că mai este niște bacon înăuntru. Mă scoți cameramenele și pe ăla că mai am ceva de făcut așa. Ia. Te rog. Mulțumesc, mulțumesc. Ok. Ia că te la aici. E fain să-l faci ăsta în microunde și am să vă spun de ce. Pentru că grăsimea rămâne pe șervețele și îl rămâne uscat, faină și cu, și cu ăsta tot așa împreună, o să vezi că e minune. Ia. Ca să pot să-mi pun pastele să se vadă. Uitați-vă aici ce frumusețe de sos. Astea din roșii care au fost decojite, băgate la congelator de mine. Dar tu poți să iei și din alea care sunt decojite. Și dacă nu am, dacă nu ai, nu ai, dar nu merită să le arunci. Asta vreau să-ți spun, știi? Na. Și acum aici, stai să văd, pastele cum sunt. Ok. O să punem. Ok, niște paste în sos. Întotdeauna încercați să puneți pastele în sos. Cum le-ai fiert? Al dente. Cum? Al dente. Sigur? Da, 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 da. Jumătate. Îmi plac foarte mult astea cu sosul de roșii. Cred că după mine, și fără carne, sunt cele mai grozave. Înțelegi? Uite aici, uite ce faină. Așa, imediat când le servim, le servim cu parmezan
ulei de măsline, trebuie neapărat la ele, că și becăm deasupra. O să zici, na, așa îmi place mie. Uite ce fain e sosul. Mam, un mega sos. Un mega. Super fain. E gata. Putem să luăm jos. Uite aici lângă noi. Uite să vezi cu ce faină. Uite aici. Minune. Minune. Asta e superbitate. Ia, așa. Venim cu parmezan proaspăt deasupra. Poți să le mănânci așa, busuioc proaspăt. Uite aici așa lângă. Foarte faină. Foarte. Iar celălalt dat din grădină. Și cine vrea extra, poate să-și pună câteva bucăți de bacon crispy deasupra. Voilà. Ha. Iubesc pastele astea, le iubesc de adevăratele. Și acum am să pun să termin. Astea sunt cookies 2, pentru că pune cameramenul să le spun. Da. Cookies 1 la Mars. Ia. Vezi cum e cookies 1? Cu cookies 1 s-o rar saldoicele. Pune așa cameramenul s-o râs. Dacă te-ați încerc cu mine și dacă ar fi fost bunuțele, sărăcuțele. Le mânc și așa un picuț mai închis la culoare. Da. Dau focul la 250, nu mă uit, mă întorc, povestesc. Acum, îți grozave, te mă uit la ele. Da, ei, așa e în bucătărie, nimeni nu-i perfect. Când vedeți pe aia că tăi ce show-urile lor sunt perfecte, nu-s perfecte. Ciorba mea de cartofi gata. Haide, stai să vadă, mami. Cartofele, da, gata. Wow! Super! Trebuie să fac un lucru. N-aveți ce să faceți cu mine, că asta sunt. Aici, în cratița asta, pui un pic de ulei. Un pic cât vrei. Asta luăm și îl punem aici. Baconul lângă noi. Că trebuie să-mi tai mărarul, pătrunjelul, uștearul, bla 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 bla. Aici, dovleac copt în cuptor. Sau în microunde. Am mâncat pastele astea cu... Îs grozave, să știți. Nu pun usturoile alea, să nu credeți că mă vă puneți usturoile alea, nu? Punem aici. Sosurile așa zbor, aveți grijă, sosurile de roșii, întotdeauna. Îl călești așa bine. Pui un strop de nibahar în el, praf. Un strop. Uite, enibahar praf. Da? Îi dă un gust diferit. Super faină. Pui grei cu cina. Am uitat să pun uleiul de măsline. Bun. E acolo pus. Și venim și punem. Nu știu dacă am avut voie să spun. Smântână lichidă punem. Așa se zice, smântână lichidă, da? Bun. Wow, beautiful. Grozav sos. Superb. Vin cu un picuț de sare, normal. Și am terminat emisiunea când scoatem cookies-urile noastre, gata, să știi. Un pic de parmezan punem și la astea.
Parmezanul ras e mai bun. Dacă n-ai ras din ăsta proaspăt, poți să pui de care ai, să nu stai probleme. Așa. Un pic de sare la ele. Mai trebuie un picuț de sos. Ok. Foarte faină sunt astea. Atât de simple și de faină că nu-ți vine să crezi. Da? Și vii cu lingura. Întotdeauna pune spatele în sos. De ce? Pentru că le mai lași să mai stea în sosul ăla, știi? Până când îți gata. Uite aici. Piper. La astea trebuie la greu. Proaspăt. Așa. Gata? Suntem gata. Cameramenule. Uite ce faină. Ce paste cu dovlea. Grozave. Nu mai îmi dai o farfurie din aia, te rog frumos. Mulțumesc. Ok. Așa, deci doar la asta eu după mine m-ar trebui bacon, știi? Nu pot fără. Uitați aici. Și suntem gata. În afară de să rămân aici. De scoate, auzi și cameramenul spunea, ai grijă. Da, da, am. Oprim astea toate, că suntem gata. Ia, că cookie-n zi mei, gata. Aha. He, e altă viață. Altă viață, altul trai. Hei. Asta e viața. Nu suntem noi, nu suntem perfecți, dar suntem minunați. Grozăvie de oameni, de om făcut de Dumnezeu. Uitați ce faină, ia. Astea sunt grozave să le faceți. Alalte le-ar săi un picuț, dar hei. Ei nu mai contează. Contează că le-am făcut faină. Sunt moi, sunt faină, rămân așa din cauza la... și untul, bineînțeles, în ele ce bani. Mă cam arde un picuț, da? Dar și la o fulgi de ovăz, ține-i bine să le faceți de asta, lăsați până mâine în frigider. Îți grozave, uitați aici. Și nu înainte de, fiindcă tot suntem așa acum și tot am terminat toate, înainte de am tăiat niște, din asta am ciorba mea de acolo minunată, care o și iubesc, ea. Tarhonul, leușteanul, pătrunjelul, mărarul, toate astea la ciorbă. Nu există. Nu există. Asta mă duc cu ea unde trebuie. Ciorba asta, multă lume o așteaptă. Ai mei. Ai mei. Uite aici ce faină. Ia. Uite aici. Uh-huh. Bun. Ok. Vii așa. Stai să vezi. De ce crezi că făcui ciorba asta eu, da? Pentru că m-a avut să-i niște smântânuța și ea, cătă de la fracele, am cumpărat de la fracele Marin când a fost. Mă, și știi cum e? Nu poți să o lași, mă, să nu o folosești. Știi? Bunătate de smântână. Bunătate de smântână. Ia. Și zic, fac o ciorbă cu ea. Lasă, că nu mă pun acum să... Uite aici, eu sunt gen gata. Uite, uite ce faină, ia. Deci nu-i să-și marcelă că nu mâncași cu smântână pe acolo. Păi zisei,
Dar ea nu erau români. Noi suntem români, știi? Și la noi, la Românica, se mănâncă cu din astea. Ho-ho, ce ciorbă faină grozăvie! Grozăvie de ciorbă, încheiem emisiunea noastră. Eu zic că din tot ce aveți acasă, și varză reapă în frigider, ni se arată. Fiecare să mânce după cum îi place lui. Pentru că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să alegem. Să alegem viața, să o alegem pe El, să alegem ce mâncăm, să alegem bucuria, să alegem să fim fericiți și să alegem să fim mulțumiți. Mulțumește-le Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ni le-a dat nu pentru că merităm, ci pentru simplu fapt. Că ne-a iubit așa de mult, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiți binecuvântați de Domnul, oriunde sunteți. Cere protecția peste casa ta, peste familia ta, peste țara ta și Domnul te va binecuvânta și ne va păzi în toate zilele până la sfârșit. Fiți binecuvântați! La revedere!